să o aduc la cunoștință cu acest ce mi-a dat un grup, punctul numărul 13. O să dau totuși citire proiectul ordinei de zi. Proiectul numărul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor în structura bugetară de venituri și cheltuieli a municipiului pe anul 2016, inițiator domnul viceprimar Dugan Vasile. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 din 19.3.2015 a Consiliului Local Municipiului Onești privind aprobarea organigramei statutului de funcții pentru aparat permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiile serviciilor publice sub ordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de influența persoanelor din Municipiul Onești. Inițiator, domnul Dugan Vasile. Proiect de hotărâre. Proiectul numărul 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 35 din 19 martie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Onești, privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție a Direcției Generale de Asistență Socială, inițiator Dugan Vasile. Proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind darea în administrarea unui spațiu pentru Direcția Generală de Asistență Socială, inițiator domnul Dugan Vasile. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și indicatorilor tehnico-economice al proiectului tehnic alimentarea și energiei electrice, sistem de iluminat public din municipiul Onești, inițiator domnul Dugan Vasile. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre pentru aprobarea construirii unui drept de gust și serviciu cu servituri de cultivul gratuit pentru utilizarea domeniului public în cadrul obiectivului de viere, real 20 kV, tehnică 20, pentru construirea clătirii biroului SECE Agrotehnogrup S.A. Onești, inițiator domnul Natiu Nicolae. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de cesiune și modificare unor hotărâri, inițiator domnul Natiu Nicolae. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea atunci unui spațiu din administrarea SECE Termol CTS S.A. Onești, în administrarea Consiliului Local Onești, precum și schimbarea destinației unor spații din cadrul Muzeului de Istorie în vederea înființării a două centre pentru încasarea taxei de salubritate, inițiator domnul Dugan Vasile. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la hotărârea numărul 55 din 15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor școlilor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care vor fi rezultate deosebite în activitatea desfășurată cu parcursul unui an școlar, inițiator domnul Martin Ștefan. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la SECE Termol CT S.A. Onești, inițiator domnul Dugan Vasile. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind împărțirea SECE Termol public și privat Onești S.A. de a asigura integritatea bunurilor date în administrare SECE Termol CT S.A. Onești până la preluarea acestor funcții Consiliul Local Onești, inițiator domnul Dugan Vasile. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de recuperare a funcțiilor publice în anul 2016 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Onești, inițiator domnul Dugan Vasile. Și proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui în ședință pe luna iunie 2016, ce va fi în funcție până la validarea noului Consiliu Local, inițiator domnul Dugan Vasile. Trecem observație, am văzut că nu sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Înainte de a trece la proiectele ordine de zi, avem patru procese verbale. Deci este un proces verbal de la ședința ordinară și trei procese verbale de la ședința extraordinară. Dacă le-ați studiat și dacă sunt observații la aceste procese verbale. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli la municipiul Onești pe anul 2016. Inițiator domnul Dugan Vasile. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 49 alineatul 3 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completările ulterioare, în baza articolului 36 alineatul 4 litera din legea 215/2009 al administrației publice locale cu modificări și completările ulterioare, avem în vedere contractul de asociere 3539 din 13
a 4-a 2014, încheiat între județul Bacău și municipiul Ionești, în scopul de realizare a proiectului extindere și modernizare compartimentului de primiri urgențe la Spitalul Municipal Ionești. Municipiului nostru a fost virată suma de 700.000 de lei, reprezentând contribuția județului Bacău pentru lucrările executate la compartimentul de primire urgențe din Spitalul Municipal, drept pentru care facturile emise de Sece Conex Trust PSA și Sece Buil Expert urmează să fie decontate conform contractului de asociere mai sus menționat. Din analiza efectuată de compartimentul de specialitate, serviciu buget contabilitate, s-a constatat că este necesară suplimentarea capitolului de venituri a capitolului 370250, respectiv cheltuieli 66.0301 și virarea de credite de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare pentru asigurarea cheltuielilor. Și în vederea elaborării proiectului tehnic, instalație catedrală ortodoxă cu vorbirea Sfântului Duh, prin pascele 57 din 21-4-16, a fost alocată și aprobată suma de 50.000 de lei la capitolul 6702, cultură, recreere și religie, drept pentru care se impune modificarea anexei 11 la hotărârea Consiliului Local nr. 35/2016. Bugetul local rectificat la municipiul Ionești este prezentat în anexa numărul 1 la hotărâre. Față de această situație, propunem aprobarea proiectului care am prezentat. Da, mulțumesc, ar fi făcut reprezentat compartimentul de specialitate. Doamna Ghiba. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Ionești. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 41 alinia 4.4 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza articolului 36 alinia 4 litera A din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. La capitolul 6602, sănătate, s-au suplimentat cheltuielile de capital cu suma de 700.000 lei, reprezentând finanțarea lucrărilor Centrului de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Onești, pentru a se putea deconta facturile emise de SC Conex Trust SA și SC Build Expert SRL pe care le anexez în copie. În ședința Consiliului Local, din 21-4-2016, au fost alocate fonduri pentru Catedrala Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh în sumă de 50.000 lei. Pentru a putea executa plata acestei lucrări, trebuie modificată anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local numărul 35 din 15-2-2016, care cuprinde toate propunerile privind alocarea de sume pentru finanțarea unor proiecte, activități educaționale și alte activități ale primăriei. Bugetul local cu modificările ulterioare este prezentat în anexa numărul 1. Nu am prezentat anexa privind obiectivele de investiții pe care o anexez, am anexat-o aici și este ca și anexa numărul 2. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Unanimitate de voturi a fost favorabilă. Da. Trecem la discuții. Observații la acest proiect. Am dat și o întrebare pentru doamna Ghiba. Anexa 2 se referă la sume alocate pentru finanțarea unor proiecte, activități educaționale și alte activități. Și aici sunt 5 direcții de plată. La cult de 120.000 se referă la alte sume decât am stabilit noi în comisie pentru culte? Nu, deci aici au fost inițial 70.000. Da. Și am mai plusat cu ceea ce a fost. Deci este o suplimentare acum. Ok. Și am mulțumesc foarte mult. Ok, mulțumesc foarte mult. Am o întrebare, de asta am și mers la doamna Ghiba, referitor la gara învățământului, suma bugetată este de 100.000 de lei. Vreau să vă întreb dacă din situația centralizată a tuturor elevilor ce trebuie să fi premiați, suma îndestulează premiile, dacă nu, cred că tot în acest proiect ar trebui să facem rectificare. Și nu la punctul nou, că la punctul nou practic e un regulament. Și întrebarea e dacă ne ajung banii sau trebuie să rectificăm din altă parte. Deci la punctul nou noi am făcut o analiză. Când am dat materialul, au ieșit 130.000. Finalizând ieri toată situația, ar trebui încă 50.000 peste. Adică? Ce a fost aprobat în Consiliul Local. Deci a fost 1 miliard aprobat.
și mai ar mai trebui încă 50 de mii. Trebuie să facem rectificarea acum, dacă și colegii sunt de acord, vedem de unde putem lua, să nu ne trezim când va fi gala învățământului. Singura problemă, deci bani, eu pot să mă descurc. Da. Atât ar trebui modificată tot la fel la anexa 11, pe care eu am modificat-o, am venit acum cu ea și am pus la gala învățământului 150 de mii. Bun, dacă este modificat, da, deci eu am pregătit. Ideal ar fi să modificăm și anexa 2 de la punctul ăsta și să suma care o avem aici de la culte s-a făcut de la 70.120. Da, da, este modificat. Iar la gara învățământului să facem modificarea de la 100.000 la 150.000, înțeleg și cred că ar fi în regulă, nu? Da, am vorbit cu domnul Bânducan, a spus că își însușește această. Pentru că eu nu am modificarea în anexă de asta. Da, nu, eu am pregătit-o acum pentru ședință. Deci am pus 50.000 de lei. Dar aici noi nu avem. Păi nu, și-am venit eu cu altă modificată pentru asta. Așadar, anexa... Deci asta ar fi propunerea care o fac. La propunerea... La ședința trecută, domnul... Așa este. Deci la propunerea domnului Nicolae Ignatiu, se va, cu însușirea domnului viceprimar, cu atribuții de primar, la gala învățământului, în loc de 100.000 de lei, va fi 150.000 de lei, punctul 3, anexa 2, se modifică. Alte discuții? Spune la cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 din 19.3.2015 a Consiliului Local al Municipiului Onești privind aprobarea organigramei și a statutului funcție pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate a primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciilor publice comunitare local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Doamne și domnilor consilieri, vă supunem atenției deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din municipiul Onești. În proiectul de hotărâre se propune transformarea a 3 posturi ocupate de funcționarii publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului ca urmare a promovării gradului profesional imediat superior, pe baza rezultatelor obținute la examenul din data de 5.2016 organizat de primăria municipiului Onești. Funcționarii publici care au promovat în grad profesional imediat superior au îndeplinit condițiile de vechime de grad prevăzute de legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. În aceste promovări s-a urmărit creșterea calității activității aparatului de specialitate a primarului și a instituțiilor serviciilor subordonate Consiliului Local Onești. Așa, în celelalte, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Da, mulțumim. Pare cuvântul de s-a făcut aceste specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre respectă prevederile articolul 63, 64, 65, articolul 61, alineatul 1, litera A, și 107 alineatul 2 din legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționar public se face prin concurs sau examen organizat semestrial prin transformarea postului ocupat de funcționar public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Examenul de promovare în grad profesional s-a organizat de către Primăria Municipiului Onești data de 5 mai 2016 cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici numărul 19.691/2016, în limita funcțiilor publice rezervate promovării prin planul anual de ocupare a funcțiilor publice ca anul 2016, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 109 din 24 septembrie 2015, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate ca anul 2016. Proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 107 alineatul 2 litera A și B din legea numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările completările ulterioare prin transformarea unor funcții publice ca urmare a promovării în clasă sau grad profesional sau transformarea unor funcții publice vacante într-o funcție cu altă denumire sau funcție publică de nivel superior ori inferior cu încadrarea numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritate publică și fondurile bugetare anuale alocate. Sumele necesare pentru diferența de salarizare
Ca urmare a transformării postului în urma examenului de promovare, a fost prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre supus spre dezbatere respectă prevederile legale de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Vă mulțumesc! Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 35 din 19 martie 2015 în Consiliul Local al Municipiului Onești privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții a Direcției Generale de Asistență Socială. Inițiator, domnul Butuca Vasile. Doamnelor și domnilor consilieri, conformitate cu legea 188 pe 1999 republicată cu modificările și completările ordinare, legea CAR 284 pe 210 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ordinare, legea 292 pe 2019 cu modificările și completările ordinare, precum și legea 215 pe 2009 a administrației publice locale, vă supunem atenție și deliberările dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție și organigramei Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești. Apreciem că propunerea pentru modificarea și modificarea organigramei a statului de funcție asigură bună desfășurare a activității acesteia. Angajarea personalului se face în condițiile legii cu încadrarea fondurilor bugetare alocate pentru anul 2016. Față de cele menționate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Da, mulțumim. Are cuvântul reprezentantul compartimentului. Doamna și domnilor consilieri, permiteți să spun atenție și declarările la asta de pentru de hotărâre prin modificarea statului de funcție și organigramei Direcției Generale de Asistență Socială. Astfel, compartimentul ajutor social și alocații de stat se completează cu funcția publică de execuție consilier asistent din cadrul compartimentului persoane vârstnice aflate în nevoi, îngrijiri la domiciliu. Compartimentul alocației suplimentare se completează cu funcția publică de execuție referent principal din cadrul compartimentului persoane vârstnice aflate în nevoi îngrijiri la domiciliu. Compartimentului persoane vârstnice aflate în nevoi îngrijiri la domiciliu se completează cu funcția publică de execuție consilier superior din cadrul compartimentului protecția copilului. Toate aceste modificări, statul de funcții și organigramă, sunt necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor articolului 97 aliniatul 2 din legea 215/2001 din administrație publice locale modificată cu modificările și completările ulterioare, inițiem proiectul de hotărâre mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Doresc să fac mențiunea că nu s-au înființat posturi noi, ci s-au aranjat persoanele în funcție de locul de muncă actual. Da. Mulțumim. Discuții? Deci, în față de proiectul inițial, am înțeles să câteva modificări cele care... La celălalt. Trecem la vot atunci. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unui spații către Direcția Generală de Asistență Socială. Inițiator, domnul Butuca Vasile. Doamne, domnul consilier, potrivit competențelor ce revin cu privire la administrarea, gestionarea domeniului public și privat a localității, consiliile locale pot da în administrare de termen limitat bunurile mobile și imobile proprietate publice sau private locale, persoanelor juridice fără scop lucrativ ca desfășurarea activității de beneficiere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. Conform prevederilor articolului 123 din legea 215/2001 a administrației publice locale, cu majoritatea și competențele ulterioare, consiliile locale pot da în administrare instituțiilor publice, bunuri mobile și aparținând domeniului public sau privat al localității. În adresa 2288/2016, înregistrată ca primăria Onestului numărul 38983/2016, Direcția Generală de Asistență Socială a solicitat autorității locale punerea la dispoziție de tuturor întreprinderilor și pentru spațiul de asistență socială. Spațiul în care se desfășoară activitatea este insuficient, se propune aprobarea darea în administrare a unui spațiu pentru desfășurarea activității. Pentru rezolvarea acestei spații, municipiul Onești dispune de un spațiu suprat de 133 de metri de 73 de metri pătrați, situat în țara Foștei, în urmă, etajul 4. Față cele menționate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Da, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor consilieri, conform prevederilor articolului 36/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărâre în condiții legii în toate problemele de interes local.
Consiliul Local, conform articolul 36, alineatul 2, litera C, din legea 215/2001 al administrației publice locale, are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului. Potrivit prevederilor articolului 123 din legea 215/2001 al administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot da în administrarea instituțiilor publice bunuri imobile ce aparțin domeniului public și privat al localităților. Prin adresa numărul 2288 din 27.04.2016 la primăria municipiului Onești, sub numărul de 38.983.27.04.2016, Direcția Generală de Asistență Socială Onești a solicitat al autorității locale punerea la dispoziție cu timp gratuit a unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuit în vederea desfășurării activității. În această cerere au motivat că au nevoie de acest spațiu, deoarece spațiul în care desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială Onești este insuficient. Din analiza efectuată, rezultă că municipiul Onești dispune de un spațiu în suprafață de 133,73 metri pătrați, situat în strada poștei numărul 1, etajul 4. Raportat la aceste considerate, propune în Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Favorabil. Discuții. O să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumim. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și indicatorilor tehnico-economici al proiectului tehnic alimentarea cu energie electrică stâlp de iluminat public din municipiul Onești. Inițiator domnul Bustuvan Vasile. Domnul Domnul Vasilie, în conformitate cu prevederile legii 217 și a legii 215/2001, vă sugerăm atenția aprobării actualizării documentației tehnice alimentare cu energie electrică stâlp de iluminat public din municipiul Onești. Trebuie să asigurare lumina trecută din strada Alea Parcului și 19 locuri de joacă amenajate în orașul nostru este necesară pentru siguranța și confortul cetățenilor, astfel se elabora proiectul de asistenționat care prevede execuția lucrărilor specifice. Pentru reluarea procedurii de achiziție a lucrărilor este necesară aprobarea proiectului de realizat conform modificărilor legislative care au loc la elaborarea proiectului și până care au avut loc de la elaborarea proiectului și până în prezent. În acest sens, supunem aprobări documentația în fază de proiect tehnic, indicatorii tehnico-economici și devizul general al proiectului actualizat. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Da, mulțumim, reprezentantul cu partea mea. Stimați domnul consilier, o prestație cu prevedere de legea 217/2006 ce vin din administrație locale și a legii 215/2001 legea administrației publice locale, în care Consiliul Local are printre atribuții aprobarea limitele competențelor sale a lucrărilor de investiții de interes local, vă supunem spre atenție următoarele. Deoarece începând cu 1 ianuarie 2016 a fost modificată cota TVA de la 24% la 20%, se impune aprobarea documentației actualizate în faza de proiect tehnic a obiectivului sus menționat, care a fost aprobat prin hotărâre de Consiliu numărul 8 pe 29 ianuarie 2015, întrucât acesta a fost elaborat în anul 2014, iar valoarea a fost determinată prin aplicarea cotei TVA de 24%. În acest sens, supunem aprobării documentației în faza de proiect tehnic, indicatorii tehnico-economici și devizul general al proiectului actualizate, după cum urmează. Indicatori tehnico-economici actualizați. Valoare de investiție 674.755 de lei fără TVA, respectiv 800.205 lei cu TVA, din care construcții montaj 421.715 lei fără TVA, respectiv 481.977 lei cu TVA. Durata de realizare a investiției este de 4 luni, sursa de finanțare a bugetului local. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumim, raportul. Aveți favorabilitatea. Mulțumim. Discuții pe marginea acestui subiect. Am o singură rugăminte, da, are legătură tangențial cu acest proiect. Sunt câteva străzi în anul Găi care n-au curent electric de foarte mult timp. Au solicitat primăriei, cel puțin de un an jumate, doi, de când au depus documentația și cereri pentru a se asigura curent electric, un tai normal și decent în acea zonă. Drept dovadă că nici până astăzi n-au curent, a fost implicarea administrației locale de a rezolva iluminatul public acolo. A trebuit totuși
viitor apropia să coborez și asupra acestor locuitori din zonă, care sunt locuitori ai Ioneșului, plătesc taxe și impozite, au primit autorizație de construcție de la primărie și e absolut normal ca virgulă copiilor să nu mai facă lecțiile la bateria de la scurele electrice. Răspunsul care l-a primit de la primărie, de la foștii primari, nu are rost să-l dau aici, că nu e frumos. De dovadă că nici până ziua de azi acei oameni nu au curent electric. Mulțumesc. Alte discuții? O clipă. Da. Nu sperați ca să fac eu curent strada aia într-o luni de zile. Nu m-am... Nu, puteți începe demersurile, domnul Buzugan. Puteți începe demersurile. O să las mulți cartoafi în primării fierbinți. Fierbinți, deci nu contează. Puteți lua în considerare cât mai aveți două... Cât mai aveți două săptămâni... Domnul Buzugan, cât mai aveți două săptămâni, puteți verifica acest lucru și... Puteți începe... Să faci ceva lucru. Da, mulțumim. Altcineva? Trecem la vot acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre pentru aprobarea construirii unui drept de uz și servitude publice gratuit pentru utilizarea domeniului public în cadrul obiectivului de viere de a 20 kV tehnică Borzești pentru construirea clădirii biroului CCA Agro Tehnogrup sau unești inițiatorul domnul Francis Nicolae. Doamne și domnilor consilieri, ordinul numărul 839/2008 pentru aprobarea noastră de rezoluție de aplicare a legii 15/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, prevede la articolul 10 din executarea lucrărilor de construcție se permise numai în bază și constructarea unei autorizații de construire emisă titularului unui drept real asupra imobilului, prin urmare, pentru montarea unor stâlpi pe domeniul public este necesară aprobarea constituirii unui drept din partea Consiliului Local Orneș. În acest caz, dreptul real prevăzut de legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor, articolul 109 și articolul 130, ca drept de uz și de servitude de trecere, exercitat public de gratuit pentru a adăugă existența șețelilor, cu drept de tip constelată de unitate publică. Având în vedere intenția 10-a Tehnogrup de a construirea unei clădiri de birouri, se impune montarea unui stâlp pe domeniul public al municipiului Orneș, pentru devierea unei linii tehnice de 20 kW și eliberarea amplasamentului de instalațiile E.ON distribuției aflate din cinta unității. Raportarea cele prezentate supune că analizul și aprobarea Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Da, mulțumim. Mai cuvântul respectat cu partenerului, în specialitate. Ordinul 839 din 2009 pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a legii numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevede la articolul 13 executarea lucrărilor de construcție este permisă numai în baza și cu respectarea unei autorizații de construire emisă titularului unui drept real asupra imobilului, astfel că SCEON Distribuție România S.A. a procedat prin adresa numărul 37910 din 21.04.2016 la solicitarea aprobării constituirii acestui drept din partea Consiliului Local al Municipiului Onești. În acest caz, dreptul real este prevăzut în legea 123 din 2012 a energiei electrice și gazelor, articolul 109 și 130, ca drept de uz și de servitute de trecere, exercitat cu titlu gratuit pe întreaga durată de existență a rețelelor, lucrările fiind considerate de utilitate publică. Obținerea acestui drept va folosi ulterior la dovada titlului asupra imobilului solicitată prin certificat de urbanism 207 din 12/2015 emis de municipiul Onești în continuare procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcție. Domeniul public afectat de executarea lucrărilor a fost determinat de către SECE Servicii Energetice Proiectare SRL prin planul de situație numărul 9 din 2016 anexat la prezentul raport. Lucrările presupun amplasarea unui stâlp pe domeniul public pentru devierele a 20 kV, în vederea eliberării amplasamentului de instalații ori distribuții aflate în incinta SCEON de Tehnogrup S.A. pentru a se putea construi clădirea de birouri. Asupra terenului situat în calea bagajului numărul 1, suprafață de 1,5 m² în centru, afectat de execuția lucrării, se va constitui drept de uz și servitute. Ținând cont de cele expuse în temeiul, dispoziția articolului 36 alineatul 2 litera C, coroborat cu articolul 45, alinea 3, articolul 115, alinea 1, litera P și articolul 124, legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumim. Da, mulțumim. Reprezentantul comisiei. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții.
Acolo sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune și modificarea unor hotărâri. Inițiator, domnul David Nicolae. Domnul secretar, doamnă și domnule consilieri, în vederea realizării punctului concrete de legea 205 privind administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii, crearea administrării concesionare sau închirierea prin orice aparține de domeniul public sau privat. Prin hotărârile Consiliului Local numărul 10/2005, 18/2002, a fost aprobată atribuirea suprema concesiunii instalației de lemn menționate la anexa numărul 1 pentru desfășurare activități comerciale și activități medicale beneficiate pentru investitori, cât și pentru bugetul local, deoarece au intervenit contracte de vânzare-cumpărare, se solicită cesionarea drepturilor de concesiune. Pentru înscrierea dreptului de proprietate, domnul Sibiu Sălân, în calitate de concesionar al unui teren în spațiul 17 metri pătrați, doar în elevat de util 2016, teren ce aparține de nevoie privată în Cipranes, solicită majorarea suprafeței de teren concesionat, spălată cu poate îngrijen de extinderea cașetului medical. Prin urmare, se impune majorarea suprafeței de teren din anexă, poziția 23, H19/23, privind aprobarea concesiunilor în suprafață de teren, de la 17/17 de metri pătrați. Pentru înscrierea dreptului de proprietate, doamna Busuiet Camelia, problem de concesionare la înșerenă, suprafață de 15/70 metri pătrați, situată în municipiul Anex, de la 23/24, teren ce aparține de domeniul privat al municipiului, solicită majorarea suprafeței de teren concesionate de la 15/70 la 23 de metri, astfel este necesară modificarea poziției 5 de la hotărârea HCL-19/3. La urmă, în vedere cele menționate, spuneți pe analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre. Da, mulțumim, reprezentantul compartimentului specialitatea comunității. Potrivit articolului 13 din legea 50/1991 de modificare cu modificări și completări ulterioare, terenul aparține domeniul privat al statului sau unităților administrative teritoriale pot fi închiriate sau concesionate de privilegii în condiții respectării prevederilor documentației de urbanism de amenajare teritoriului aprobate cu privilegii urbanistice valorificarea superioară a potențialului terenului. Potrivit articolul 36 din legea 215 a administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condiții legii toate problemele de interes local având de atribuție administrarea domeniului public și privat a localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. Prin adresă 34/85 din 5/4/2016, domnul Tihaniș Diderne a adus-o la cunoștință că la data de 31/03/2016 a încheiat contract de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 445, numărul căreia a dovedit o extindere a unui spațiu comercial edificată parțial pe direct concesionat cu contract de concesiune 175 din 2005. Prin adresa 39/155 din 2016, domnul Popa Dănuț, în calitate de asociat unical administrator al SECEPOPIC SRL, ne aduce la cunoștință că la data de 19/4/2016 a încheiat contract de vânzare, cumpărare autentificat sub numărul 327, în urma căreia se impune cesionarea contract de concesiune 151 din 2002, pe care a fost edificată extinderea spațiului comercial. Din adresa 39/832 din 2016, doamna Popescu Oana ne aduce la cunoștință că la data de 16/12/2015 a încheiat contract de vânzare, cumpărare autentificat sub numărul 1482, în urma căreia a dovedit un spațiu destinat desfășurării de activități în domeniul medical, edificat pe teren concesionat cu contract de concesiune 152 din 2009. Conform prevederea articolului 41 din legea 50 din 1991, republicată 2, modificările și completările ulterioare, care precizează că dreptul de concesiune asupra terenurilor se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare aceasta a fost construit, se impune cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețele de teren concesionate și menționate în anexa numărul 1. Precizând că la data solicitării sunt achitate obligațiile financiare aferite contractelor menționate. Prin adresa 36054 din 2016, domnul Sărcuță Ion, în calitate de concesionar al unui teren în suprafață de 17 metri pătrați, situat în Onești, elevat 2/26/10, aprobat prin HCL-19 din 2003, anexă poziția 23, solicită vederea scrierii dreptul de proprietate modificarea suprafeței de la 17 metri pătrați la 27, motivat de faptul că la data concesionării suprafețele de teren de sub proiecția balcoanilor erau considerate a fi în cote indivize. Prin adresa 39258 din 2016, doamna Busuiu Camile, în calitate de concesionar
al unui teren în suprafață de 15,7 metri pătrați situate la Onești, Bulevardul Republicii 23-24, aprobat cu HCL 19-2003, anexă poziția 5, solicită în vederea scrierii dreptului de proprietate modificarea suprafeței concesionate de la 15,7 la 23 metri pătrați, motivat de faptul că la data concesionării suprafața de teren de sub proiecția balconului era considerată fiind cota indiviză. Luând în considerare cele menționate mai sus, propuneți spre analiz și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre al autorașului. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Discuții. Nu avem niciun alt. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumim frumos. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu din administrarea SCT MCT Onești S.A. pentru administrarea Consiliului Local Onești, precum și schimbarea destinației unui spațiu din cadrul muzeului de iuturi în vederea înființării a două centre pentru încasarea taxei de salubritate. Inițiator domnul Budugan Vasile. Are cuvântul domnul secretar. Domnule domnul consilier, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Prin hotărârea 28/2009, Consiliul Local a aprobat participarea participării calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salvezarea de Foc, precum și actul constitutiv și statutul asociației. Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării comune a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea comună a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării după caz a sistemului de utilități publice a clientului serviciului. Potrivit angajamentelor asumate de către Consiliul Local, taxa specială de salubrizare va fi colectată de către unitatea administrativă teritorială Onești, de la toți utilizatorii acestui serviciu de pe raza localității. Pentru a veni sprijinul locuitorilor și pentru a evita aglomerația de la sediul primăriei, se poate înființa la încă două centre de încasare a taxei de salubrizare, fiind identificate două locații, în spatele Muzeului de Istorie și în fosta caserie a SCT MCT S.A., societatea aflată în faliment fără activitate în prezent. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Da, mulțumim. Reprezentantul cu raportul. Doamne și domnule consilieri, potrivit articolul 2 din legea 215/2001, administrații publice locale, două sau mai multe unități administrative teritoriale au dreptul să coopereze și să se asocieze formând asociații de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică și comunitate publică. Prin hotărârea numărul 28 din 14 mai 2009, Consiliul Local a aprobat participarea municipiului Onești în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău, precum și a actului constitutiv și statutului asociației. Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare, pe raza de competență a unității administrative teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate dezvoltării, modernizării, dezvoltării, după caz, a sistemului de utilități publice aferente serviciului. Potrivit angajamentului asumat către Consiliul Local Onești, taxa specială de salubrizare va fi colectată de către Unitatea Administrativă Teritorială Onești și de la toți utilizatorii acestui serviciu de pe raza localității. În aceste condiții este necesară înființarea două centre de încasare a taxei de salubrizare pentru a evita aglomerația la sediul primăriei și pentru a veni în sprijinul locuitorilor prin identificarea a două locații. Una în spatele Muzeului de Istorie și a doua în fosta caserie a societății Termon CTSA, societatea aflată în faliment fără activitate prezentă. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Discuții? Da. Aveți. Eu vreau să felicit pe domnul inițiator, domnul viceprimar Budugan pentru acest proiect de hotărâre. A trebuit să vină dânsul pe un mandat interimar ca să găsească o soluție la ceea ce s-a întâmplat în lunile din urmă, când știți foarte bine ce era aici, iar fetele sărate de la ghișee, cred că mai că s-au îmbolnăvit. Înțeles, pe partea lor și concediu de odihnă.
Cred că acest proiect de hotărâre, prin înființarea încă două puncte de plată a acestei taxe, va face ca spațiul acesta unde s-a încasat taxele să nu mai fie așa de aglomerat și angajatele primăriei să-și desfășoare activitatea în condiții, zic eu, cât de cât optime. Mulțumesc! Eu să am două întrebări. Văd că în ceea ce privește Muzeul de Istorie, spațiul este în, nu este chiar în Muzeul de Istorie, este în spatele Muzeului de Istorie? Problema este că știm că la muzeu nu avem autorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Înființarea unui astfel de centru de colectare acolo înseamnă schimbarea destinației locației respective. Adică, din punctul meu de vedere, ar fi o problemă. Nu știu dacă chiar sunt îndeplinite condițiile legale pentru a putea face acest lucru. Nu știu, eu am pus o întrebare, aștept un răspuns la dumneavoastră. Deci uitați prin proiectul care eu am promovat și ideea, mulțumesc colegul Ionic, a fost realist, ideea ființării celor două centre și sus și jos, a fost luată de cum acord și cu vicile și cu secretarul. Și eu sunt, mi se pare genială, dar nu știu... Numai că secretarul mi-a spus la meu respectiv, când am reușit vicile în birou, că la Țărămon nu e nicio problemă, pentru că sunt deja înființate acele, cum se cheamă, Ișe. Dar la muzeu, în clădirea muzeului, dar în spate, ca să nu mai fie nevoie de acele avizii pe care spuneți dumneavoastră, s-a schimbat destinația. Da? Uitați să spun articolul alineatul 2. Spațiul prevăzut, alineatul 1. Da. Pardon, așa, nu. Articolul 2, vreau. Spațiul prevăzut, alineatul 1, va avea destinația de sediu administrativ al primăriei Onești, unde nu e nevoie de avizii care spuneți dumneavoastră. A fost ideea vicelui și al domnului Spânu, ca să nu avem nevoie de ISU, hai să schimbăm destinația spațiului, ca altfel ne încurcăm în alte birocrații. Deci, punctul meu de vedere, colega, este corect. Veți hotărâi dumneavoastră prin vot, da sau ba. Da, sper să nu aveți niciun fel de probleme în momentul ăsta. Cei care vor veni după mine vor avea obligația să asigură personal, de pe atunci începe problema, nu acum. Așa, gândiți-vă bine. Da? Mulțumesc! Iar în ceea ce privește trecerea spațiului din administrarea Tremur, din administrarea Consiliului Local, aici cred că chiar nu e o problemă. O idee este foarte bună, dar nu știu dacă e în regulă modul în care e formulat proiectul. Pentru că așa cum știm, pe 18 mai, Tribunalul Bacău a hotărât intrarea în faliment a societății. În momentul în care s-a intrat în faliment, clar că contractul de legare a gestiunii a încetat de drept. Ceea ce înseamnă că absolut toate bunurile care au fost în administrarea SC Termon CT Onește SA sunt în momentul de față, adică trec de drept în administrarea Consiliului Local. Sau a lichidatorului judiciar, deci clar că Termonul nu mai are nicio treabă. Mai este următorul proiect prin care s-a hotărât, a propunut așa votul dumneavoastră, dacă fi cazul, ca să se asigure, să se dea către DPP, un nume pare să iese aici, așa nu prea convine. Dar nu o clipă acceptare, colega. Cam și o hotărâre de falimentului în față. Deci s-a încercat proiect care va fi votat sau nu va fi votat, se va hotărâ, să trecem la DPP, să se asigure integritatea locațiilor respective, până când viitorul Consiliu va prelua acest patrimoniu. Viitorul Consiliu poate să fi validat în 15, 10, în 20, ori sunt de provizorii, așa? E provizorat, doamna. Interimat ca și mine. Corect? Da, mulțumim. Alte discuții? Trecem la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 9, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei de hotărâre numărul 15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar. Inițiator, domnul Martin Ștefan. Și cu domnul Martin din prezent, cu inițiator a devenit și domnul Florian Constantin. Citești că domnul Florian expresa prin hotărârea Consiliului Local 55 din 15 mai 2015 s-a aprobat regulamentul de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar.
în actualul context socioeconomic trebuie să ne recunoaștem toate valorile și să le recompensăm și să le motivăm. Acest lucru ar trebui să se reflecte și asupra elevilor și profesorilor care obțin rezultate bune în concursurile naționale școlare cu profil tehnologic. Având în vedere discuțiile purtate cu cadrele didactice, precum și faptul că una din prioritățile administrației publice locale este performanța educațională și că în același timp trebuie să recunoaștem să apreciem munca profesorilor și antrenorilor care pregătesc acești elevi și să motivăm interesul lor pentru ajungerea unor performanțe notabile, s-a propus spre aprobarea Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru modificarea acestui regulament. Acest proiect vine ca o recunoaștere a meritelor acestor elevi și profesori, fiindcă vrem să le acordăm o atenție deosebită tuturor elevilor care fac performanță. Sumele necesare se vor acorda din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești, iar valoarea premiilor se vor asimila cu cele ale olimpiadelor la discipline vocaționale, tehnice de limba maternă, care nu au etapă județeană. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de prezentată. Da, vă mulțumim frumos. Are cuvântul reprezentantul compartimentului specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii 215 din 2001, articolul 36, care permite premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și a profesorilor pentru munca depusă în atingerea performanțelor, s-au alocat fonduri prin bugetul local în sumă de 100.000 lei. Prin hotărârea Consiliului Local 55 din 15 mai 2015 s-a aprobat regulamentul de premiere a elevilor cu rezultate meritorii, iar prin introducerea profilului tehnologic se recompensează și motivează și aceste categorii de elevi și profesorii care au depus o muncă susținută în atingerea performanțelor. Din analiza efectuată de Serviciul Buget Contabilitate s-a constatat că suma ce urmează a fi achitată este mult mai mare decât cea stabilită în buget, 150.000 lei. În momentul în care, adică asta nu, față de cele menționate, rog să analizați și să decideți. Da, mulțumim frumos. Cu raportul comisiei. Avizul comisiei este favorabil. Da, mulțumim. Discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumim, proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la SECE Termon CT Onește SA. Inițiator, domnul Bustucan Vasile. Domnul domnul consilier, SECE Termon CT SA este o societate comercială de interes public local, al cărui acționar este municipiul Onești, reprezentare Consiliului Local Onești. De la înființare până în prezent, situația economico-financiară a societății s-a înrăutățit permanent. Operatorul SECE Termon CT SA nu și-a putut achita obligațiile de plată acumulate pe furnizorii de gaze naturale care au asistat furnizarea acestora, motiv ce a determinat restructurarea SECE Termon CT SA aprobată de Consiliul Local prin HR 33/21/2013. În încheierea de ședințe din 18/5/2016, Tribunalul a Tribunalului Bacău, judecătorul ținut prin hotărârea intermediară 332/2016, a dispus intrarea în faliment în procedura generală a debitoarei SECE Termon CT SA Onești, în temeiul art 107/2 legea 85/2006 privind procedura insolvenței dispute de vinovarea societății. Potrivit articolului 18 din legea 85/2006, după indicarea dreptului de administrare, trebuie să reprezentate administratorul special, liquidatorul care conduce activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor. Administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor, pe care încese efectueze numele și pe contul acestuia, alte reprezentare necesare în perioadă de procedură când debitorului se permite să-și administreze activitatea, să le reprezinte interesele procedate în care debitorului s-a ridicat dreptul de administrare. Mandatul administratului special se limitează la prezentarea intereselor acționarilor asociațiilor la data ridicării dreptului de administrare. Administratul special are următoarele atribuții, exprime intenția din prevederea de a propune un plan, participă în calitatea reprezentantă a administrării la judecarea acțiunilor, formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de lege, se propune un plan de reorganizare, administrează activitatea debitorului, iar după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final de actul de închidere, participă la ședința de convocare pentru soluționarea obiectivelor și aprobarea raportului. Primește notificări de închiderii procedurii. Practic, din toate aceste litere exprimate și potrivit acelui articol 18, se va aplica doar litera M și G prin operarea în faliment.
Din aceste motive, vă rugăm să apreciați proiectul de hotărâre cum a prezentat. Da, mulțumim, reprezentantul copacilor cu specialitatea. Vă trezirea articolului 18, din legea 80 pe 2006, în deschiderea procedurii asociațiilor de vindorului, persoana juridică va desemna pe cheltuiala acestora un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte din interesele societății și ale acestora și să participe la procedură pe seama de vindorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar lichidator, care îi conduce și activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor asociației. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea intereselor acționarilor. De la data ridicării dreptului de administrare, administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor, debitorului, persoană juridică, puternicii să efectueze în numele și pe contul acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului îi se permite să-și asigureze activitatea, să reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorul îi s-a ridicat dreptul de administrare. În cazul în care ulterior adunarea asociațiilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găsește la data de semnare. Prezentul proiect de hotărâre propune aprobarea numirii administratorului special la Societatea Termoan CTSA Onești, în vedere reprezentării intereselor municipiului Onești în calitate de acționar. În acest sens, se propune pentru funcția de administrator special domnul Cetreanu Curcea Bolănică, ținând seama de experiența și activitatea acesteia în cadrul Societății Termoan CTSA. Pentru aceste motive urmează să deliberați. Da, mulțumim. Raportul comisiei. A fost 4 voturi, 4 abțineri, deci avizul este nefavorabil. Da, mulțumim. O precizare, pentru că proiectul inițial nu avea expus și numele, dar din raport a ieșit de nominalizare este domnul Mircea Cetean Bărănică. Dar nu dați mie cuvântul, domnul Cetean. Deci, întrebarea a fost nominalizarea domnului Cetean. Și când voi resta, nu voi face schimbări, dar cu schimbărilor. Cei care sunt bărilor păstra funcții cu condiția să fie loiali instituției, fără partipriuri, nici când care este gata, schimbările nu trebuie să făcute nici cu ură, nici cu dragoste, trebuie să făcute cu cap. Cine nu are cu viitor să facă schimbări și la el. Deci am ajuns la convingerea domnul Cetean trebuie să ducă mai departe munca la Termon, încă din sala asta este altcineva care știe mai bine Termonul ca el, cu oameni greșeli, cu lui lucruri bune, se va hotărâ în viitor. De aceea vă rog să-mi dați votul pentru domnul Cetean. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, mulțumim, proiectul a trecut. Bun, trecem la felicitări. Trecem la proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind puternicirea SECE domeniul public și privat Onești-SA de a asigura integritatea bunurilor date în administrarea SECE Termoan CT Onești-SA până în preluarea acestora către Consiliul Local Onești. Inițiator, domnul Butucan Vasile. Domnul consilier, din adresa numărul 257 în 10-2016, lichidatorul judiciar al SECE Termoan CTSA aduce la cunoștință o situație de gravitate deosebită referitoare la afectarea integrității componentelor din sistemul de termoficare din municipiul Onești, notificăm practic Consiliul Local cu privire la lucrările la luarea unor măsuri privind protecția patrimoniului public. Raportat la faptul că potrivit articolul 19 din legea administrației publice locale 215 constituie patrimoniul unității administrative teritoriale, bunurile mobile și imobile care constituie noi de unității administrative teritoriale, față de împrejurarea că societatea aflată în subordinea Consiliului Local este în stare de faliment, se impune mai unor măsuri care să asigură integritatea bunurilor aflate în administrarea SECE Termoan CTSA, fiind potențită cu această activitate SECE domeniul public și privat Onești-SA, societatea la care de asemenea Consiliul Local este acționarul unic. SECE Termoan CTSA, prin liberatorul judiciar de semnat și administratul special, va proceda la sigilarea imobililor și vor transmite din proces verbal bunurile ce fac obiectul proiectului de hotărâre. SECE domeniul public și privat Onești-SA va asigura integritatea exterioară a bunurilor private, toate cheltuielile necesare fiind decontate de conceptul local al municipiului Onești încălzate de proprietate în condițiile legii. Față de cele aditate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumim. Aici cuvântul reprezentantul cu partidul de specialitate.
Considerarea atribuțiilor de drept consiliul Parlamentului Ascultă până la urmă 160 permanent CTSA. Considerarea de atribuit furnizarea zetului interdic către populație. Cartele 65/2016-2006 fiind aprobată pe legarea de gestiune serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat din municipiul Ionești către SC Termon CTSA. La articolul 2 din hotărâre, bunurile care aparțin domeniului public utilizate pentru efectuarea serviciului au fost încredințate spre administrare și exploatare SC Termon. Față de împrejurarea că societatea aflată în subordinea Consiliului Local este în stare de faliment, se impune luarea unor măsuri care să asigure integritatea bunurilor aflate în administrarea SC Termon CTSA. Fiind împuternicită cu această activitate, SC Domeniul Public și Privat Onește SA, societatea la care de asemenea Consiliul Local este acționarul SC Termon CTSA, prin lichidatorul judiciar desemnat și administratul special, vor proceda la sigilarea imobililor și vor transmite prin proces verbal bunurile ce fac obiectul proiectului de hotărâre. SC Domeniul Public și Privat Onește SA va asigura integritatea exterioară a bunurilor preluate, toate cheltuielile necesare fiind decontate de la bugetul local al municipiului, în calitate de proprietar, în condițiile legii. Atunci, cele arătate vă rog să aprobați proiectul în fortuna prezentată. Mulțumim la acordul comisiei. Majoritatea a disfavorabil. La discuție. Nu se discuție. Trece la vot. Cine este pentru? Dacă să-i dau cuvântul și domnului director, cum ne vedere legat de această preluare. Mulțumesc pentru cuvânt. În primul rând, aș vrea să felicit actualul primar pentru inițiativele pe care le are în a îndrepta anumite stări de lucruri. Dar nu mă așteptam ca societății noastre, în baza legii 85. De ce nu numai el în această calitate poate dispune de aceste drumuri acum? Nu cred că se poate iniționa Consiliul Local să ia hotărâre în numele unor bunuri pe care le administrează lichidatorul judiciar. În afară de aceasta, mă văd silit să aduc la cunoștință faptul că se vorbește în termeni vagi despre afectarea integrității componentelor din sistemul de termoficare, iar în hotărâre se spune despre sigilarea acestor bunuri. Putem sigila rețelele, putem sigila tot ce este acolo la administrare. Sau se cere la un moment dat să preia toate bunurile aflate în administrarea Termon. Știe cineva la ora actuală toate bunurile aflate în administrarea Termon CTE Onește SA? Dar este fără echivoc faptul că de aceste bunuri nu poate dispune la ora actuală decât lichidatorul judiciar putem începe într-o hotărâre judecătorească și către Consiliul Local nu se poate substitui instanței, având la bază legea 85 a legea insolvenței. Eu cu mare drag aș face, am ajutat pe domnul Bălănică, chiar îl salut și nu cred că este luat în seamă cuvântul meu, s-a ocupat foarte de aproape, cunoaște foarte bine, un specialist, am colaborat cu dânsul, am înlocuit toate geamurile sparte de la toate centralele termice ca să nu le fure cineva. Pot să fac asta, să asigur în continuare că pun geamurile, dar nu să mi se dea mie să iau un inventar bunurile acestor centrale. Nu pot, s-ar putea. Dacă îmi permit să vă dau o sugestie, lichidatorul judiciar trebuie să adreseze judecătorului sindic să aloce fonduri, să achiziționeze un serviciu de pază specializat, pentru că este efectiv atributul lichidatorului judiciar și nu este al Consiliului Local. Consiliul Local nu are calitate la ora actuală, dacă vreți să-mi împărtășiți punctul de vedere. Este proprietarul bunurilor Consiliul Local în numele unității administrativ-teritoriale, dar nu poate dispune de acestea întrucât o hotărâre judecătorească la împuternicit pe lichidatorul judiciar. Deci poate, dacă nu are fonduri, merg până acolo încât să mă întreb ce l-a determinat pentru această stare gravă din luna februarie, atât de gravă din luna februarie până acum, ce l-a împiedicat pe domnul lichidator judiciar să solicite fonduri direct unității administrativ-teritoriale în calitatea sa de proprietar, să-i pună la dispoziție toate fondurile necesare, să facă o achiziție publică după ordonanța 34, să desemneze o firmă de pază specializată ca să răspundă la toate aceste solicitări. Și încă o dată, n-aș vrea să înțeleagă, noi suntem plini de solicitudine la orice răspundem prompt, dar cred eu că mi se dă o sarcină. Eu nu cred că până terminați mandatul, domnule primar, n-apuc să număr tot ce vreți să-mi dați în administrare. Mulțumesc! Vă ziua ca apucați! Mulțumesc, domnul Cedan. Aș vrea să fac o
precizare. Domnul director are perfect dreptate din punctul meu de vedere în ceea ce privește atribuțiunile lichidatorului în sensul ăsta, nu este atributul meu să fac precizarea. În schimb, decizia, iarăși o să ziceți că îl lăudăm primarul prea des, dar decizia trebuia luată și apreciez decizia ca atare și asta și cealaltă cu spațiu și, mă rog, ceea ce mă privește ca și mai îndreptuit decât colegii mei anteriori să fac munca asta. Însă ce vreau să vă spun, din proiectul ăsta rezultă o chestiune care mie mi se pare extrem de importantă, care am solicitat-o de ienuri până acum, noi am cerut unității teritoriale administrative, adică am explicat starea de fapt a lucrurilor, am cerut aportul legat de paza acestor obiective din luna decembrie anul trecut. Am semnalat câteva referate, să zicem, procese verbale de constatare pe teren, pentru că noi am făcut și inventarul fizic anual a acestor centrale termice, ceea ce se impune cu precădere. Ceea ce am cerut data trecută pe tema acestui proiect este securizarea acestor centrale termice, în sensul că multe din geamurile pe care le-am tot înlocuit sau spart din nou, se vor sparge din nou. Înlocuirea lor cu USB este o altă chestiune. Noi nu avem posibilitatea, eu personal nu mai am nici măcar dreptul. Vă mulțumesc pentru confirmarea în, sau mă rog, numirea mea, pentru că oricum va trebui să colaborez cu domnul Paris și cu lichidatorul, în sensul a o sumă întreagă de probleme care rezultă din operațiunea de faliment. Deci, nu știu ce decizii luați dumneavoastră cu proiectul respectiv, poate că trebuia o leacă mai punctual, dar e foarte greu de făcut lucrul ăsta în răstimpul ăsta, dar cert este că trebuie neapărat securizate aceste spații. Deci, ele sunt la îndemână unor oameni responsabili, cu rea voință, nu pot să mai exprim că nu-i cunosc, așa că nu știu cu proiectul cum o fi, dar cu partea asta de securizare a sistemului, domnule primar, domnilor consilier, trebuie luată decizia așa, tot așa de promptă cum a fost luată și cu chestiuni anterioare și chiar și cu asta. Deci este prima decizie mai hotărâtă, mai la obiect, așa. Vă rog frumos să analizați și să vedeți ce putem face pentru ca aceste bunuri să nu fie totuși... Ele fizic, să știți că sunt integrale. La funcționalitate, după 2 ani, 3 ani, asta e. Mulțumesc. Vă mai dați o dată voi, domnule primar, ca să vedeți că vreau să fiu constructiv și vreau să ajut, dați o comandă către DPP să asigure înlocuirea tuturor ochiurilor de geam până la înălțime de 2 metri la toate centralele și vă asigur că într-o săptămână le înlocuiesc pe toate, să asigure toată integritatea, fără să transferați mie patrimoniul acesta al terenului pe care nici el nu cred că știe cât este. Nu trebuie comandă în mapă, nu face investiția. Atunci nu cred că trebuie printr-o măsură politică, dați un act administrativ, o comandă către noi, fără să ne dați această răspundere. Și domnul Cetean, care este cel mai nimerit împreună cu mine, pentru că a avut încredere în mine, vom face ca toate acestea să fie securizate. Fără să ne dați mie în administrare. Da, domnul Paris. E dumneavoastră când hotărârea pe care sper să o obțin astăzi prin votul domnului consilier, nu faceți niciun inventar. Eu am vorbit bine în birou, da? Ne-am întâlnit. Scrie aici de inventar, să predați inventar. Aveți păi, răbdare, să vă băși pe rând, da? Da. Și scrie aici în proiectul de hotărâre, să presidim cu atenție. Cum scrie aici domnul Paris, da? Deci articolul 1, să asigure integralitatea bunurilor, da? Și articolul 2, prevede așa. Termonsețial, prin licatorul judiciar de semnat și administratul special, vor, deci în primitare, domnul Cetean, ca prin votul și lichidatorul, vor proceda la sigilarea imobililor, da? Că așa nu vorbim. Una facem, alta vorbim.
și vor transmite prin proces verbal bunul ce fac obiectul prezentă hotărâri. Este vorba de sigilarea imobililor și dumneavoastră veți păzi exteriorul. Deci nu veți lua în gestiune nici proprii, nici fitinguri, nici chei, nici strunguri. Deci veți avea sigiliul pe centrale, conform hotărârii, și veți asigura dacă vreți în fiecare dimineață, dacă își rupe sau nu se rupe plomba. Ați înțeles, domnul director? Și domnul Subunov să dea explicații mai detaliate. Vă mulțumesc. Da, ce spunea domnul director, pare să era foarte adevărat. Bine că a venit și domnul director judiciar și poate ne va dămâni și mai bine. Într-adevăr, consiliul local nu se poate implica în atribuțiile lichidatorului judiciar. Proiectul de hotărâre vine ca urmare a solicitării lichidatorului judiciar, care la vremea respectivă era administrator judiciar. Discuțiile au fost mult mai ample încă din iarnă. Cred că s-a înțeles puțin greșit acest proiect de hotărâre, ceea ce spunea și domnul Ciprian și ați confirmat și dumneavoastră, că de fapt dumneavoastră de-a lungul timpului ați făcut anumite lucrări, înlocuit de geamuri, uși și așa mai departe. Același lucru îl faceți în continuare, dar de data aceasta veți fi și plătiți pe bază de comandă. Ceea ce a spus domnul Buzdugan, așa cum am gândit-o noi, cei din executiv, a fost exact ca aceste bunuri să fie sigilate și procesul verbal să fie poate prea mult pretențios, se va transmite prin proces verbal. Poate fi, se va identifica prin proces verbal. De fapt, acest proces verbal ce arată? Arată faptul că acea clădire este sigilată, în interior va intra doar lichidatorul judiciar, nimeni altcineva. Iar dumneavoastră preluați acel imobil doar pentru a-i asigura integralitatea. Dacă se va merge pe varianta comanda cu OSB, se va merge pe comandă și pe lucrare plătită de la bugetul local. În alte condiții, nici noi de la bugetul local nu putem face alte investiții până nu vom prelua aceste bunuri în administrare, până se va face inventarierea. Poate domnul lichidator ne poate spune mai multe lucruri care vor fi următorii pași. De ce s-a mers cu acest proiect deprovizorat? Ne-am gândit că Consiliul Local cel nou se va întruni undeva, se va constitui undeva pe la sfârșitul lunii iunie. Nu știm dacă în iulie, până noua conducere, noul Consiliu se va instala. Vom ajunge probabil în luna august ca să mai iau o măsură de genul acesta. O 3 luni de zile să rămână aceste centrale de izbeliște, totuși constituie o valoare destul de mare și nu se impunea. Deci este o măsură de provizorat. Domnul, am și o întrebare. Cum le va prelua? Pentru că are dreptate și omul ăsta. Cum le va prelua? Cu ce titlu le va prelua? Cu ce titlu? Bun, titlu, eu am... În bază, în folosință, în proprietate, în ce? În folosință? Nu folosință, că nici cu administrare, nici folosință, va asigura doar integralitatea. Aici spune clar se transmite. Și vor fi transmise prin proces verbal. Transmis, adică transmiterea practic... fizică. Da, fizică. Ce calitate? Cum? Mai pe românești îl punem un pasnic. Deci îi dăm o pază juridică da. A bunurilor. Deci păi răspunde dacă, pentru... Și dacă societatea nu are un obiect de activitate? Exact, mai. Bun, de acord, nu are, pentru că de asta ne-am și ferit, ne-am și ferit de faptul că e pază sau asigurarea integralității, adică s-a spart un geam, dumneavoastră se duc pe bază de comandă și l-au făcut, să putem să-l plătim. Nu avem o altă formă juridică, într-adevăr, să-l dăm acum, sub o altă formă. Deci, cred că e vorba doar de o colaborare, să zic, în felul următor. Punem un sigiliu pe fiecare intrare. Pentru de PP vor izola zona pentru externă cu aceste plăci OSB ca să nu fie riscul spargerii unor geamuri și pătrunde în imobil. Iar în situația în care se întâmplă, atunci e mai ușor de anunța poliția. Astăzi sunt foarte multe geamuri sparte care sunt facem așa, probleme. Mai avem nevoie de un nu știu dacă procedural dumneavoastră aveți nevoie sau nu de o hotărâre de Consiliul Local. Dar aceasta ar fi o măsură benefică până la întrunirea noului Consiliu. Nu mă pare, dați-mi voie, mă scuzați omul. Deci este o chestie de provizorat până la viitorul Consiliu, da? Nu putem lăsa de izbeliște aceste imobile. Deci nu este vorba de bunuri imobile aflate în interior, în clădini sau în exterior. Numai centralele termice, da?
vor fi sigilate. Pentru că în hotărârii faliment spune că lichidatorul, după ce va face formalitățile din legii prevăzute, se ducă la Ministrul Comerțului formalitățile. Sunt niște zile și săptămâni care trec. După care lichidatorul judiciar este obligat, viitorul Consiliu va hotărâ, cumva, cum spune și textul, când debitoarea va preda lichidatorului judiciar gestiunea averii. Așa spune text. Da? Oricum, domnul Pares, dacă a spus că firma dumneavoastră este supralocitată, da? Înseamnă că vă crește cota la burs. Domnule primar, niciodată nu sunt permis să vă contrazic pe teme juridice. Aș vrea doar să citez două fraze. În expunerea de motive se vorbește despre integritate, iar în hotărâre se vorbește de integralitate. Explicați-mi mie cei doi termeni. Este chestie de redactare. Cea care a bătut la mașină sau calculator se gândea în alt parte. Domnul Părinț, iar provizoriu rămâne definitiv. Da, da. Domnule primar, nu știu dacă știți, ați fost, sunteți în calitate de acționar la DPP, știți că avem o deviză pusă pe toți pereții. Nimic nu se execută pe vorbe. Cine îmi poate garanta mie că acest provizorat este numai la, până la hotărârea Consiliului Local, ca să ne aplicăm principiul marfii că orice lucru provizoriu rămâne definitiv sigur. E obligă legea și hotărârea Bacăului. La faliment, da? Vă spun clar. Dar asta poate fi și peste un an. Sigur. La faliment. Sigur. Iar chestiunea care a spus că e pe pereți, nu e adevărat. E pe uși, domnul Paris, la dumneavoastră. Ce se execută, nu se execută pe vorbe. Da, și mai este ceva, domnule primar. Aici spune să se asigure integralitatea bunurilor date în administrarea SECE Termon ESA. Deci integralitatea și totul și plata și pasmicul și totul. Spune bunurilor imobile. Tuturor bunurilor date în administrare. Toată averea acestei societăți, mi-o dați mie acum. Eu nu pot să vreau așa ceva, cu toată sinceritatea și cu toată simpatia de care dau dovadă, vă rog să aprobați acest proiect și atac în contencios. Poate exista o colaborare... Poate exista o colaborare în afara unui hotărâri Consiliului Local? Domnul Pare, sunteți de acord că articolul 1 să spun o completare. Dacă domnul, la Consiliu, da. Să asigure integralitatea bunurilor imobile. Mai jos, la articolul 2, scrie așa. Desemnat așa, vor proceda la sigilarea imobililor. Da? Și ca să fie corelați între articolul 1 și articolul 2, ca să spunem că sunt obligați să spăzâți și alte bunuri, băgăm cuvântul bunului imobil. Deci, sunteți de acord? Nu sunt de acord, mă bucur că este domnul lichidator aici. Domnul lichidator, nu erați aici când am spus, am citat din legea 85/2014, prin care atributul administrării bunurilor acestei, patrimoniul acestei societăți, este atributul lichidatorului judiciar. Pe baza legea 85, sunteți de acord cu mine? În prima aspect, legea corectă 85/2006, este aplicabilă legea procedurii din acel an, deci legea 2014. Al doilea aspect, recunosc, lichidatorul are aceste atribuții, dar în limita fondurilor. Din 1 decembrie am sesizat Consiliul că nu sunt fonduri și atunci bunurile le are doar în administrare și nu sunt bunuri fizice. Dacă erau bunuri fizice ale proprii, ale firmei, putem trece la o valorificare să obținem fonduri. Nu sunt. Adică nu sunt ale Consiliului Local, ale primăriei, ale municipiului, ale fiecare om al Oneștiului. Atunci am solicitat Consiliului să găsim o soluție de a le scoate din administrarea SECE Termon GTSA și Consiliul să asigure paza acestora. Cred că fiecare din dumneavoastră de acord că se poate găsi o soluție, un contract de colaborare între cele două firme în care dumneavoastră să asigurați contra unor sume sau care aveți cheltuieli de la primărie, venituri, cum contează noastră, să putem să izolăm aceste clădiri și nu mai spunem imobile, sunt centrale, sunt puncte termice, le definim, să nu spunem la modul general. Nu. Avem 23 centrale, 23 de puncte pe care noastră, cu firma noastră, putem să le protejăm. Împreună vom sigila clădirile și, sincer, în momentul în care Consiliul va dori să le preia din administrarea SECE Termon, putem să le predăm. Dar măcar la starea care sunt astăzi. Nu cel mai mult la Consiliu, am înțeles.
nu sunt bani de pază, nu există portarea juridică ca, virgulă, primăria să încheie un contract de pază cu o firmă externă. Dar trebuie să găsim o soluție. Și cred că o soluție, poate nu-i neapărat această hotărâre de Consiliu Local, metoda, să zicem, cea mai bună, dar un contract de colaborare cred că se poate încheia între Termon-CT, între primărie și DPP. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, ați dat un răspuns aproape integral, referitor la procedurile pe linia insolvenței. Dar, dumneavoastră ați făcut trimitere la adresa de care s-a speriat toată lumea, că o situație cu o gravitate deosebită referitoare la afectarea integrității componentelor din sistemul de termoficare. Ce cuprinde sistemul de termoficare? Oare numai punctele termice? Am cunoștințe în domeniu. Sistemul de termoficare nu cuprinde numai punctele termice. Iar mie îmi băgați aici pe gât, printr-o frază, să răspund chiar și de rețele. Păi cum? Sistemul de termoficare nu cuprinde și rețelele? Mă iertați, nu sunt inginer. Eu am vorbit tot decentrale, pentru că numai centrale sunt la exterior. De ce nu se vorbește despre centrale termice? Dar eu asta am spus, centrale. Nu am spus astăzi în cazii. Azi am spus centrale, pentru că sunt la exterior. Dacă cunoaște acum, și v-am zis, nu sunt inginer. Știți că azi sărbătoare, pace vouă, spune Ioan în Evanghelie. Vreți centrale să se precizeze în proiect? Nu. Punem centrale. Vreau, vreau să profitați de experiența pe care o am și să vă propunem cum să rezolvați problema. Să rămână de drept lichidator judiciar, administratorul acestor bunuri, dați o comandă către DPP să asigure obturarea tuturor ochilor de geam până în înălțimea de 2 metri și mai departe să ocupe cine trebuie conform legii de administrare a lor. Nu am nicio legătură eu cu administrarea bunurilor aflate în administrarea SC Termon și domnul lichidator a spus puțin și domnul Bălănic a spus cam același lucru. Nu am nicio calitate să preiau eu, chiar dacă vrea chiar și Consiliul Local. Și nu uitați, Consiliul Local este acționarul meu la DPP Onește Sa, da? Că noi suntem o societate aflată sub autoritatea Consiliului Local, dar nu subordonată în integralitate să facă tot ce îi se spune. Eu trebuie să știu și eu care e legea. Deci, particip, asigur, pe bază de comandă, nu mai nominalizați pe mine să preiau în administra tot ce are în administrare SC Termon Ceteza, pentru că nu este normal. Eu dau tot sprijinul să asigurăm acestea, dar printr-o comandă, pur și simplu, în calitatea mea de executant. Eu sunt doar un executant pe baza unei comenzi. Domnul Paris, ți-e frică de posănărie? Da, mi-este foarte frică. Nu vreau să intru pe teritoriul unui lichidator judiciar împuternicit într-o hotărâre judecătorească. Dar aș vrea să opresc Consiliul Local să facă această greșeală, să se suprapună peste hotărârea judecătorească. Funcția presupune și responsabilități, nu mai refuz. Am destule responsabilități, deci trebuie să n-am mai vorbit. Cât plătiți de pe un plus pentru că pe da, uite, ca să vă fac un favor, domnul Paes, îmi eu trag proiectul. Ești mulțumit? De la început am spus că apreciez inițiativele dumneavoastră, chiar toate pe care le-am văzut azi, apreciez fermitatea dumneavoastră, dar n-aș vrea să fiu părtaș la niște greșeli și chiar rog colegii consilieri, n-am mai amintit asta, fiecare consilier local este și membru în AGA la DPP și n-aș vrea să legăm de gâtul DPP-ului în calitatea dumneavoastră de acționar în DPP, un petroi așa greu de gât. Noi ne vedem de necazurile noastre și participăm cu toată experiența și expertiza noastră să asigurăm această protecție și această siguranță printr-o comandă elaborată de către executivul primăriei. Domnul Paes, cu precizare, eu nu mai sunt membru ANGA de când am fost pus în scaunul ăsta. Știți? Și nici domnul, da? Așa că... Da. Mulțumim. Lua asta când ne trag proiectul. Să arătați proiectul, trece la proiectul numărul 2. Dar o problemă rămâne. Cum rămâne? Cum rămâne? De versiune. Dar așa să rămâne, facem doar o comandă? Cum rămâne? Știți cum rămâne? Știți cu atenție hotărârea Bacăului? Ne spune că debitoarea, o clipă, debitoarea, adică recte, așa, este obligată să petreze datorului gestiunea averii debitoare. Așa scrie în text. Da? Chemați debitorul încoace, foarte bine, că de asta era bani pentru munca făcută, corect? În prezent.
Așa? Să pun percepții, cum spune textul, să facă inventarul, să prea arhiva, să o îndosoareze, să o arhiveze, să o păstreze. Asta vom face. Problema e în felul următor. Ce facem astăzi, nu cred în 3 luni cât va dura până în fiecare etapă, ce facem astăzi, să protejăm patrimoniul primăriei, nu azi. De când lichidatorul trebuia să fac treaba asta? De la deschiderea procedurii falimentului. Când a zis procedura? 18 mai 2016. Suntem în cât azi? 18 mai 2016. 25. La această oră nu am nici sentință. Am doar minuta care o aveți vreo să comunicat. Da. Da. Păi de asta la proceduri care se urmează... L-am propus un cetean să fie administrator, să-și continui munca mai departe. Că e cel mai bine care știe termonul în toată sala asta. Domnul primar, dar inițiativa, proiectul ăsta în sine, până la urmă, am tras cu toții concluzia, dar absolut toți, că spațiile trebuie securizate. Ajutați-ne exact în sensul ăsta. Și cu procesul verbal, fiecare obiectiv pe care îl facem, scrie acolo cât s-a consumat, îl sigilăm și o treabă dumnezeiască. Timp domnul Pales, așa. O să fie anul mulțumit. Nu, 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 dumnealui și-a arătat disponibilitatea pentru chestiunea asta, contra comandă. Domnul primar, mi-ați numele, vă răspund în calitatea și de respectul pe care îl port. Eu de mâine să mi se dea o listă cu toate cele 20 și câte centrale sunt. Facem o evaluare în teren cu domnul cetean. Și vă promit că săptămâna viitoare toate aceste centrale vor avea toate ferestrele, chiar dacă sparte, chiar dacă nu sparte, până la 2 metri înălțime, securizate. Cu OSB. Deci, să trecem la proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2016 în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Are cuvântul domnul secretar. Doamna doamnă consilier, planul de ocupare a funcțiilor publice este instrumentul planificare privind dezvoltarea carierei în funcția publică utilizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care asigură Onești în carierei în funcția publică. În temeiul la tipul de care este a urmă cum este să vă spun și eu. Domnul Național 29, prezint statutul funcționarilor publici, planul anual al funcțiilor publice stabilește numărul funcțiilor publice rezervate promovării, numărul de funcțiilor publice care vor fi ocupate prin concurs, numărul funcțiilor publice care vor fi înființate, care vor fi supuse reorganizării, de asemenea numărul maxim de funcții publice pe clasă, categorie și grade profesionale și a funcțiilor de conducere. În termenul la articolul 36 din legea 215, Consiliul Local, supunem spre aprobare planul de ocupare a funcțiilor publice ale Direcției de Asistență Socială. Da, mulțumim. Are cuvântul reprezentantul compartimentului specialitate. Având în vedere că vedem că articolul 26 de octombrie 1999 reputat prin statut funcționat de publici cu modificări completate ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual de către primar, cu respectarea ordinului numărul 7660-2006 privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice. Planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește și centralizat pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție de subordine acesteia și se aprobă în hotărârea Consiliului Local. Conform anexei 1, statul în funcția Direcției Generale de Asistență Socială, există următoarea structură. Funcții publice, numărul maxim 47, numărul funcții ocupate 26, numărul funcții vacante 21, numărul de funcții rezervate de promovării 2, numărul de funcții care vor fi ocupate prin recrutare 20. În sensul celor prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Aș dori să fac mențiunea că față de materialul prezentat spre studiul dumneavoastră, și ce am prezentat, există câteva modificări care au survenit în urma discuției pe care am avut-o cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Inițial, la total funcții publice erau 50, am solicitat avizare pentru 3 posturi și nevenind această avizare a trebuit să scad aceste posturi. La ultima rubrică, numărul maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a făcut observația ca toate funcțiile vacante să fie trecute aici și să obțină aprobarea agenției, chiar dacă nu vor fi ocupate, pentru că nu se știe ce solicitări vor fi mâine și atunci nu mai venim cu o altă solicitare la agenție. Și de aceea, față de materialele dumneavoastră, au fost câteva modificări. Da, mulțumesc. Și raportul comisiei. Avizul comisiei favorabil. Mulțumim. Discuții. Vreau să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Conține? Proiectul a trecut. Trecem la ultimul proiect de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna iunie 2016, ce va fi în funcție până la validarea noului Consiliu Local. Inițiator, domnul Dudugan Vasile.
Doamnelor consilieri, potrivit articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local la Mușca, în viitor și comentarii organizare, președintele de ședință va fi desemnat de numele consilierilor local, doamne alfabetică, și ales prin hotărâre la votare cu ordinea adresată consilierilor în prezență. Având în vedere că mandat domnului consilier Jucica Vicent și Aurelian, acordat prin HCS 61/2016, expiră la sfârșitul lui mai, considerăm oportun ca următorul consilier în funcție de ordinea alfabetică să fie președinte de ședință până la validarea noului consiliu, ca urmare a legilor locale din 5 iunie 2016, se propune adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru 1 iunie 2016, care va depune atribuțiile de osul de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Domnul Lazar. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 35 de legea 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității Consiliului Local în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. Iar potrivit articolului 41, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință ales în funcție de articolului 35. Conform articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Mești, după declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de o lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consilierilor locali, în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. În cazul în care consilierul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își pierde rândul fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consilierului local din rândul acestora va fi ales președinte de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor local prezenți, care va conduce ședința respectivă. Având în vedere că mandatul domnului consilier Jitkovic Vicențiu Aurelian expiră la sfârșitul lunii mai, considerăm legală și oportună alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie, până la validarea noului Consiliu și care va îndeplini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Da, mulțumim, comisie. Favorabil. Mulțumim. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumim. Proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 14 diverse. Stimați consilieri, am o rugăminte. Colega, dumneavoastră, mă uit. Și vă spun de ce. Deci azi e sărbătoare. Da, joia. Nu. Și aș propune ca rubrica diverse, cu prezenți consilieri și doamne și domni, să fie discutat o pahară șampanie. Nu, aș vrea să fac și eu. Da. Sunt de acord, da. Aș vrea să fac o să... Domnul Ienes, plecăm în pace. Că a doua zi scoate cu tinele, e altceva. Dar măcar azi... Da. Și pentru mine, vreau să spun că poate este așa... Pozir, cam și cum aș fi terminat un an școlar și este ultimul curs la care particip. Vreau să spun că am avut onoarea în acest mandat să fiu președintele Comisiei Juridice și vreau să mulțumim, am beneficiat de aportul domnului secretar, doamnelor care sunt acolo, care mi-au dat tot sprijinul. Vreau să mulțumesc și eu la colegi. Poate că eu știu în înfierbântatele discuții și argumente, poate câteodată am mai sărit calul și rog să mă ierte. Și încă o dată vreau să spun că am colaborat foarte bine cu reprezentanții serviciilor din cadrul primăriei și cu toți oamenii din cadrul primăriei care am intrat în contact. Am în față o recomandare pe care o dau ca președinte al Comisiei Juridice, domnului consilier Chirea Robert Ionuț. Dânsul va pleca, va ocupa o funcție de consilier, de șef serviciu juridic la instituția prefectului. Chiar mă bucur pentru dânsul și mă bucur pentru orice jurist care pleacă de aici mai departe. Cu toată inima îi dau această recomandare. Așa cum am spus, juriștii din cadrul primăriei sunt niște oameni deosebiți de bine pregătiți. Îl felicit și urez numai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră. E un lucru, nu, e un lucru frumos. Este o asociație care se cheamă DICTA. Este o asociație din Brașov care și-a înființat un punct de lucru și la Onești. Se ocupă de, problemele copiilor cu dizabilități, care au sindrom Down, autiști. La nivel de municipiu Onești sunt destul de mulți copii care au astfel de probleme. Pe data de 25.05.2016, adică ieri,
a fost înregistrată o solicitare din partea acestei asociații pentru ca primăria să îi ajute cu un spațiu în care să-și poată desfășura terapiile pentru a ajuta acești copii. Toți acești copii care au probleme la nivel de municipiul Onești sunt nevoiți să facă deplasări la Brașov. S-a aprobat, domnule. S-a aprobat? Da. Serios. O să vă duiți un termar ca mine. Serios. Deci, o să vă duiți un termar ca mine. Nici nu... Nu felicit atunci. Deci dacă s-a aprobat și dacă ați găsit... Nici nu l-ați interpelat și era aprobat. Serios. Bravo, nu pot decât să vă felicit atunci. Domnule viceprimar, cred că ar fi trebuit aici să vină să bea un par de șampanie cu noi și cei care... Pe cazuri tehnice. Nu cred că o știu de surpriza. Deci de-a părăm în chestia. Dar dacă e tot o paie și aici este foarte bine. El, cu toții... Domnule primar, pot să mai spun și eu ceva la diverse? Da, da. Nu vreau să vă felicit că v-ați lăsat proiectul, dar mă întreb câți primari ar fi procedat la dumneavoastră în această situație.